20 decembrie este termenul până la care guvernul trebuia să plătească cele 11 milioane de euro proprietarilor capodoperei lui Constantin Brâncuș. Deși guvernul și-a asumat răspunderea în ceea ce privește achiziționarea cumințeniei pământului, acum lasă la latitudinea noului parlament să ia o decizie. Am propus niște amendamente la ordonanța trecută prin guvern. Aceste amendamente sunt la parlament și așteptăm noul parlament pe de-o parte și pe de-altă parte pregătim o hotărâre de guvern prin care să concretizăm modalitatea prin care banii vor fi dați înapoi celor care îi vor cere, pentru că asta a prevăzut ordonanța 10 și deocamdată această ordonanță este în acest moment în vigoare. Din punctul meu de vedere și cred că și al primului ministru, noi dorim în continuare să achiziționăm cumințenia pământului. Corina Șuteu spune că opera lui Brâncuș a devenit o temă electorală. Asta a însemnat, susține actualul ministru al culturii, o presiune pusă pe umerii guvernului, dar și a proprietarilor. Întâlnirile de azi și mâine cu proprietarii cumințeniei vor clarifica situația. E greu de crezut că doamnele proprietare vor fi de acord cu altă amânare. În martie, Ministerul Culturii a spus că exercită dreptul de preemțiune și oferă suma de 11 milioane de euro. Deci dacă nu se vor întâmpla lucrurile acestea, atunci vor fi dați în judecată. Parlamentul nu are nicio treabă în această procedură a exercitării dreptului de preemțiune. Legea 82 din 2000 acordă drepturile legate de exercitarea dreptului de preemțiune aparțin Ministerului Culturii. Ministrul Culturii a admis că există posibilitatea ca guvernul să fie dat în judecată pentru că nu a respectat termenii contractului, dar a spus doar că acest lucru nu e de dorit. Negocierile pentru achiziționarea sculpturii lui Constantin Brâncuș au început în septembrie 2014. S-au purtat sub două guverne, Ponta și Cioloș. Ultimul executiv a organizat și o subscripție publică pentru cumpărarea operei, în urma căruia a strâns aproape 1.300.000 de euro din donații, deși spera să strângă 6 milioane.